Bajola, ba, ba! Salutare sucevenilor, pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi. Într-o zi în care vrem să vorbim despre eventualul hoț de la Rădăuți. Știți, cel care a furat ceva bănișori de la o bancă de acolo, de la o caserie a băncii, mai și lucrând la banca respectivă, se mai întâmplă, zic unii. Dar oare de ce nu a reclamat banca imediat poliției lucrul acesta? Vrem să aflăm ce gândește suceveanul despre tot acest caz și cum de s-a întâmplat la Rădăuți. Nu știu, mă talent spui prima dată. Nu. Nu, n-am auzit. Din păcate, așa cum să vă zic, n-am auzit așa multe din acest caz. Nu, am auzit că nu sunteți din Grăniciești. Sunt trecători. Acum aud prima dată, nu am auzit nimic. Am auzit așa în linie mare și e o mare porcărie. În cine să ai încredere? Păi de ce să iei de la bancă? Dacă bani. Fiecare e ce vrea. Nu știu. Probabil îi trebuiau, din nevoie, de poate suferea de foame, poate din plăcere, poate nu știu. De ce o luat? Bineînțeles, o lua banii pentru că vrea să câștige ceva sau să investească ceva din banii, mă gândesc totuși. Eu știu, nu pot să îmi explic. Nu știu, nu pot să-mi dau seama din ce... N-a avut moment de judecată, s-a pierdut în fața banii. O, domnule, hoția trebuie condamnată și cât mai aspru hoția. Hoția ar trebui de la o sumă chiar în pedeapsa cu moarte. E cel mai oribil și mai josnic lucru, hoția. Nu. De ce? Păi este ceva ilegal, deci nu mi se pare ceva corect. Deci este o infracțiune. Da, grozav. Să fii de acord. Plătească pentru ceva, nu? Nu cred că sunt de acord nici eu. De ce? Pentru că, în primul rând, nu e corect. Așa și, în al doilea rând, nu e cinstit. Nu sunt de acord Nu sunt de acord, dar nu pot să-mi explic dacă era angajat, de ce a luat banii din... Evident, nu. Dacă îmi pica ceva... Bine, să nu se facă o reclamă proastă, dar din moment ce deja știrea era dată, nu văd sensul. Normal ar fi și în fond, dacă anunța poliția, nu înseamnă că știe și opinia publică. Probabil că a fost de comun acord cu infractorul. Deci asta este părerea mea. Că au fost de comun acord cu infractorul, nu știu ce să spun. Îmi pare că e om de-a lor, nu? Dacă e de-a lor... Mai greu să așa. S-o fi avut cu ei, cred că în cunoștință s-au făcut bine. Asta mă gândesc în timpul nopții, cred că au făcut asta. N-au mai avut cum să mai fac reclamații din... Gândiți-vă că ei atunci când au furat sau ce au făcut ei acolo, tot atunci au... Se poate să fie în legătură ceva. Părerea mea asta, nu? O sperat că vor găsi banii, asta e eu, și... L-a scăpat cu mai ușor. Cu bani totdeauna ai ce face. Bine, la vârsta mea prea multe nu-ți faci pentru tine, dar nepoți, da, mult. Da, ce poți să-ți faci? Primul lucru, să ai unii să stai. Bine, nu aș fi furat, dar să fi avut atâția bani, oricum aș fi făcut ceva frumos în viață. Nu am eu atâția bani, nu știu ce să fac. Aș pleca, de exemplu, într-o țară străină. Dar bine, în schimb să nu fiu prins până atunci. Deci tot atunci aș pleca și m-aș investi din banii aceia să fac ceva sau afaceri sau ceva, să fiu ceva mare patron, dar vă dați seama că mult, deci n-ajungi departe. E diferent cu banii care ai 2 miliarde, vă dați seama. Momentan cred că, nu știu cum, aș fi trăit mai bine dacă aș avea, dar asta nu prea cred că în greu de atâția bani. M-aș mărita. Ce Dumnezeu să faci cu atâția bani? Fac o casă, îmi cumpăr și îmi fac un cavou. Mulți bani, așa este. Mulți dintre noi, ce mulți? Cam toți dintre noi nu cred că ne putem imagina așa ceva, pentru că banii ăștia, hai să spunem, ne trec prin mână adunați în vreo jumătate de viață. Dar dintr-o dată să-i vezi și să te uiți la ei... Nici măcar mari patroni, manager și așa mai departe, nu îi simt în mână dintr-o dată. Îi văd pe hârtii, pe calculator, că ar fi niște cifre. Dar în mână
cam rar. De ce s-o fi gândit să ia banii ăștia? Așa cum a spus un domn. Poate un moment în care i-au fost luate mințile. Cine știe, când vezi atâția bani, te gândești la câte și câte lucruri. Nu putem noi judeca, așteptăm să se soluționeze acest caz și să putem trage o concluzie. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți-o prin SMS la 0744238830, accesați și site-ul nostru www.viatansuceava.ro, unde puteți da câte idei vreți, eventual ce faceți cu 2 miliarde de lei vechi, dacă aveți idee. Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Super ofertă la Alsace Mod SRL. Canapeaua Smart la cel mai mic preț.